Like, whoa, hello, hello, oh, Carlo, Carlo. Da. L-am văzut pe prietenul Vârciu. Să vedem o secvență cu distinsa doamnă care i-a dat, tuturor o vedetă. Este mama lui Cabral, care are o secvență de pe YouTube absolut spectaculoasă. Apropo de... Din Ferentari, nu? O să vezi. Să vedem secvența. Mamă! Mamă, e cea mai frumoasă cu mama, 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 mama. De ce nu ești atât? Te lovit? S-a mai văzut în direct? Nu te-ai văzut în direct. N-ai fost la cadru. Eu plec cu mamele, e cea mai frumoasă cu mama, 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 de ce nu ești atât? Te-ai lovit? S-a mai văzut în direct? Nu te-ai văzut în direct. N-ai fost la cadru. Interesant este că el chiar i-a ieșit mama, mama. I-a ieșit mama, mama, da. Mama, mama. Că dacă era mătușa lui, sigur îl zicea tușa, 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 tușa. El tot mama, 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 mama zicea. Da, adică și cum ți le așează Dumnezeu, în sensul în care a căzut sub ochii fiului ei. Da. În orice caz, asta cu treptele în televiziune nu e niciun fel de... Bine, râde ciop de oală spartă, adică eu chiar nu râdem de această secvență. Într-o singură emisiune, din 600 de emisiuni cât am făcut aici, m-am împiedicat de scârnele pe care le iau în fiecare seară. În o emisiune de lor care era registrată, nu s-a prins. M-am ușit. Dar vezi, Cristi, că Dumnezeu nu e cioară? Da. Mama lui Brancu, lui Cabral, să cadă. Da. Da. Cabral e băiat fain. Așa este. Păcat că trăiește. Că trăiește?